Găsit și la această oră aproximativ 2000 de credincioși veniți atât din capitală cât și din alte orașe ale țării așteaptă la rând pentru a ajunge la Sfintele Moaștei. Bine, dacă acum oamenii trebuie să aștepte aproximativ 3-4 ore pentru a ajunge la Sfintele Moaște, dar și la cele două icoane aduse din Grecia, ei bine, încă de ieri oamenii au așteptat și 10 ore pentru a se închina la Sfintele Moaște. Dar și la cele două icoane ale Sfintei Împărătese Elena, dar și a Sfântului Împărat Constantin cel Mare aduse din Grecia. Trebuie să vă spun că sunt foarte mulți jandarmi la această oră, foarte mulți polițiști locali, dar și rutieri care mențin ordinea și liniștea publică. Totodată reprezentanții Patriarhiei le-au adus oamenilor câte o porție de armale pe parcursul zilei de ieri. Urmează ca și astăzi, e la ora 13, dar și la ora 14 să ajungă aici pe dealul Mitropoliei 15.000 de porții de sarmale. Oamenii au primit parcursul nopții trecute și băutură caldă, ceai, dar și cafea. Oamenii spun